Salutare! Doar pentru că suntem țărani, nu înseamnă că nu putem fi și moderni. Iar ce am să vă arăt acum face parte din cultura modernă. Mai exact, împrumutarea obiceiurilor și cunoștințelor altor țări. Americanii am observat că sunt mari consumatori de cartofi dulce. Iar în ultimul timp, tot mai mulți pasionați de grădinărit îi dau o încercare acestei legume. Chiar dacă e dulce, tot legumă rămâne. Nouă ne place foarte mult cartoful dulce, iar eu îl prepar la cuptor, tăiat în fâșii subțiri. Are un gust foarte, foarte bun, seamănă puțin cu dovleacul, dar este mai consistent, mai făinos. Mereu l-am cumpărat, dar anul acesta vreau să încerc să-l pun și eu în pământ și să văd ce va ieși. Hai să vezi ce ușor este pentru început. Vom avea nevoie de cartof dulce organic. E foarte important să cumpărăm sau să alegem cartofi organici sau bio, pentru că cei convenționali cumpărați din supermarket sunt tratați cu diferite substanțe, tocmai pentru a împiedica încolțirea. Ai avea nevoie de un pahar sau pahar de plastic sau chiar un borcan de sticlă. Cei care încearcă să fie cât mai eco-friendly, earth-friendly, le recomand cu tărie borcanele de sticlă. Mai avem nevoie și de scobitori, din acestea simple, cumpărate din magazin. Eu voi folosi 3, a căzut unul în pahar, 3 scobitori. Vom lua cartoful și scobitorile le introducem în cartof. Cartoful se poate lăsa întreg sau se poate tăia în două bucăți. Mare atenție, pentru că cartoful tăiat în jumătate se va introduce cu tăietura în apă, în jos. Nu îl lăsăm cu tăietura în sus, în aer, pentru că va putrezi. Și atunci nu mai putem folosi acest cartof pentru că este foarte putred. Deci tăietura o vom pune în jos, în apă. Ăsta a fost un singur cartof, l-am tăiat și am făcut un experiment să vedem ce se întâmplă dacă lăsăm tăietura în sus, ce se întâmplă dacă lăsăm tăietura în jos. După o săptămână, ei au început să facă rădăcini. În 30 de zile ar trebui să avem deja răsaduri. După ce cartoful ne-a produs mici răsaduri, le vom transfera în alt borcan cu apă pentru a face rădăcini. Apoi acele răsaduri le vom transfera în pământ, în grădina noastră. Tot ce ne mai rămâne de făcut este să adăugăm apă în pahare. Jumătate de cartof este introdus în apă, cred că ajunge atât. Unele persoane recomandă plasarea cartofilor la umbră, iar altele recomandă să fie puse în lumină la soare. Eu m-am gândit că o parte le voi pune la soare și o parte le pun undeva într-un colț la umbră, să vedem ce se întâmplă, care se dezvoltă mai repede. Cum spuneam, cartoful are nevoie cam de 30 de zile pentru a da răsaduri noi. Iar răsadurile le vom pune în pământ abia la sfârșit de mai, când nu mai este niciun fel de pericol de îngheț și vremea este plăcută. Cartoful dulce este rezistent la secetă, ceea ce e foarte important pentru noi. Am citit că pentru început, când se pun răsadurile în pământ, este foarte important să le udăm foarte bine. După aceea, nu mai avem nicio treabă cu ei, nu mai trebuie udați, trebuie doar lăsați în pace și să își facă ei treaba, să se dezvolte și să îi putem culege și să îi savurăm la final. De asemenea, această plantă nu face gândaci de Colorado. Deși noi nu am avut gândaci de Colorado nici la cartoful obișnuit, ai mereu această îngrijorare. Asta a fost tot. Dar vă voi ține la curent cu toată evoluția răsadurilor de cartof dulce.
Mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să ne dați un like, să ne scrieți în comentarii dacă ați încercat vreodată să puneți cartofi dulce în grădina voastră sau dacă aveți de gând să o faceți. De acum încolo, poate v-am dat o idee, poate ne ajut chiar și cu un share. Ei bine, asta a fost tot. Pa, pa!